salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. În filmulețul ăsta o să vă prezint o borsetă de scule de la Stanley. Nu știu modelul, oricum nu sunt prea multe, așa că... Deci nici măcar pe etichetă nu scrie. Ia uitați-vă. Scrie apron. Ce limbă e și limba asta engleză, care de fapt înseamnă shorts, dar în fine. Deci un shorts de la Stanley. Așa, pentru scule. Eu l-am luat pentru scule electrice. Are și suport pentru ciocan aici. Dar la electrice ai nevoie și de ciocan din când în când. Nu are câte buzunare mi-aș dori eu. Sunt unele de la Milwaukee. Ele am pus ochii. Are ceva buzunare mai mult decât cele standard, care au o gaură și o chestie pentru cuie. Bine, alea mai mult pentru dulgheri, fierari și alte nebunii. Dar are oricum mult mai multe. Bandă reflectorizantă. Cine lucrează noaptea să nu te calce mașina pe vreun bloc sau pe vreo scară. Deci are mult mai multe. O să fac un filmuleț în care o să bag toate sculele electrice. Scopul e următorul, să pot să bag scule electrice tot ce-mi trebuie. Dacă te urci pe o scară, o schelă undeva la înălțime, să schimbi un bec, să schimbi o lampă, să pui, să montezi. De obicei să lucrează și pe sus. Și vreau combinat cu o vestă de la Topex, să pot să iau cât mai multe scule cu mine. Acum ați mai văzut prin filmulețe, nu știu dacă am postat. Vreau să bag, că avem un spațiu aici de curea liber. V-am spus cât mai multe posibil. Deci avem undeva la 50 de centimetri liberi. Bine, trebuie să mai strângem un pic și burta. Am eu burtă, dar nu așa mare. Și o să-i bag și ăsta în completare, are pentru curea. Asta e de la Quechua, o mică borsetă. O folosesc fără curelușa ei. O pun pe asta și mai am una de camuflaj luată după eBay, pe care o să adaptez și pe asta aici. Și o să vedem exact. O să-i pun, astea sunt tot de la Decathlon. O să văd unde pot să-i pun niște carabine de-astea. Deci v-am spus, asta combinat cu vesta, să intre cât mai multe scule posibile. Deci cam tot ce te duci la portbagaj, ți-ai luat sculele, te duci la lucrărică și să ai tot ce trebuie în ea. Asta e ideea. Nu o să poți să iei pe asta, poți să iei obor mașină, spre exemplu. Poți să agăți o bormașină pe baterie. Da? Are de agățat. Fără nicio problemă, ține, am folosit-o. Dar e cam greu de cărat bormașina asta. Ideea e să ai tot ce trebuie. Dacă îți trebuie o bormașină cu percuție, îți dai găură, dai seama că nu poți să pui în borseta asta. V-am spus, urmează filmuleț cu ea și cu vesta, să vedem exact câte scule poate să intre în ea și dacă poți să-ți faci treaba. Cam asta e prețul, undeva la 100 de lei. Mai am de-astea. Da, sunt pentru cuie și alte prostii. Deci pentru dulgherie. Asta vreau să o țin curată pentru electrice. Cât poate să stea curată, sărac. Întrebări, dacă am uitat ceva, nu ezitați, lăsați la comentarii, un subscribe, un like, un dislike, nu strică niciodată. Ok, mulți ani de viuri. Bye, bye!